La sosirea echipajelor noastre la fața locului, ardeau generalizat biserica și clădirea clopotniței, vorbind de construcții majoritare din lemn, dispuse pe o suprafață totală de aproximativ 350 de metri pătrați. Am intervenit rând pe rând cu 10 autospeciale de stingere, atât de la subunitățile noastre ale pompierilor militari, cât și de la serviciile voluntare pentru situații de urgență din zonă. Incendiul a fost lichidat. În momentul de față, mai răscolind după ultimele focare și îndepărtăm elementele de construcție care au fost afectate de flăcări. Cauza probabilă de izbucnire acestui incendiu a fost jar sau scânteie provenite din sistemul de încălzire, vorbind de o centrală termică pe lemn.